16 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru data de 21.07.2016, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convocă în ședința ordinară în ziua 21.07.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2, anul 2016 al Comunei Ștefan cel Mare. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget de venituri și cheltuieli. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar al Consiliului Local Ștefan cel Mare. Și 5. Diverse. Dacă în legătură cu ordinea de zi, mai avem și alte propuneri. Dacă nu aveți propuneri, să pun ordinea de zi la vot Consiliului Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Domnul primar, vă rog să intrați în... Aș propune Consiliul Local. Începem cu punctul 2.3. Care privesc contabilitatea, așa fiind doamna contabilă de față, și după aia noi să ne vedem de ale noastre. De acord, nu? Ce-i contul de execuție sau rectificare? Contul de execuție bugetară. Deci, așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru aprobăm contul de execuție bugetară, atât pe venituri cât și pe cheltuieli, la ceea ce s-o încasa și s-o cheltuit pe trimestru 2. Și o să dau citire pe secțiuni de funcționare, la venituri și la cheltuieli. Impozit pe venit din transferul de proprietate. O să vorbesc în mii lei, dar execuția atașată în spate e în lei. La contul de execuție se aprobă în mii lei. 2,68. Cote defalcate din impozitul pe venit, 76,86. Sume alocate pentru echilibrare, 199,5. Alte impozite pe venit, 0,053. Impozit pe clădiri, 37,56, din care impozit pe clădiri persoane fizice, 7,02. Impozit pe clădiri persoane juridice, 30,54. Impozit pe teren, 36,02, din care impozit pe teren persoane fizice, 17,79. Impozit pe teren persoane juridice, 18,23. Impozit pe teren extravilan, 13,74. Taxe judiciară de timbru, 1,58. Alte impozite și taxe, 6,65. TVA-ul. Sume defalcate pentru descentralizare, adică pentru învățământ, 344,05. Sume defalcate pentru TVA-ul de la drumuri, 34. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 322. Taxe pentru utilizarea bunurilor, adică TMT-ul, la mijloacele de transport. Impozit pe mijloacele de transport, 11,43. Din care, persoane fizice, 7,05, persoane juridice, 4,38. Venituri din concesiuni, 0,11. Venituri din prestări servicii, 5,96. Taxe extrajudiciară de timbru, 1,22. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 11,95. Alte amenzi și confiscări, 5,83. Taxe speciale, 8,49. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, 145 în roșu. Și cam atât. Deci astea ar fi veniturile. Totalul la venituri, 975,16. Cheltuielile, secțiunea de funcționare. La administrația publică locală, salarii, cheltuieli de personal, 196,28. Bunuri și servicii, 50,61. La capitolul 54, bunuri și servicii, 11,95. Dobânzi, 6,15.
Transferuri între unități, aici e protecția copilului, 36,14. Ordine publică și siguranță. Salarii, 56,02. Bunuri și servicii, 4,27. Învățământ. Cheltuieli de personal, 334,11. Bunuri și servicii, 63,32. Asistență socială, aici sunt tichetele de grădiniță, 2,05. Culte. Cheltuieli de personal, 6,68. Bunuri și servicii, 0,81. Asistenții personal. Cheltuieli de personal, 6,53. Asistență socială, cei cu indemnizații, 56,03. La capitolul 70. La iluminatul public. Bunuri și servicii, 48,95. Rambursare credit, 15.000. La capitolul 74. La protecția mediului. Bunuri și servicii, 81,11. La capitolul 84. La drumuri. Bunuri și servicii, 160,96. Total cheltuieli, 100... Ce capitolul este? 84. La drumuri. La 84, la drumuri. Total cheltuieli, 1176,96. Deci un deficit de 201,80. Am citit secțiunea de funcționari. Nu o să dau citire la secțiunea de dezvoltare. La venituri. Vărsăminte din secțiunea de funcționari, 145.000. Adică, în roșu, în secțiunea de funcționari, ați văzut suma asta în roșu, 145.000. Sunt banii care iau din funcționari și îi duc în dezvoltare pentru a putea fi cheltuiți. În funcționari sunt roșu, în dezvoltare sunt negru, 145.000. Subvenții de la bugetul de stat, adică finanțarea din PNDL, lucrarea pe ordonanța 28, 582,68. Total venituri, 727,68. La cheltuieli, la învățământ, activii nefinanciari, am plătit PTH-ul pentru construcția de grădiniță care vrem să o facem de la Negoș, 23,4. La culte, active nefinanciare, 125,87. Total cheltuieli, 891,64. Deficit, 163,96. Am încheiat execuția bugetară la 31 martie cu un excedent de 609.000. Iar cu deficitele de pe secțiunile astea, deci execuția bugetară la 30 iunie, să închei tot pe excedent, 234.000. Deci, ăsta este contul de execuții 30 iunie 2016. Pe marginea materialului prezentat, doamna contabilă, discuții, întrebări, nelămuriri. Domnul Marin. Domnul președinte, aș dori la execuția bugetară, în primul rând, dacă avem raportul specialitate, și vreau să atacăm problema, din punctul meu de vedere, capitolul 84. Să mi-l dezvoltați numai cu sumele alocate, ci și unde s-au dat, cu exactitate sumele. Pe nominal, drumul X, drumul Z, drumul Y. Asta vreau să știu și nu numai eu personal, ci și cetățenii și mei consilieri. Deci la 840220, la bunuri și servicii, 160.096. Asta vă interesează, da? Da. S-au făcut lucrări de balastare la drum, în comun. Care? Eu vreau punctual. Și poți să-mi aduc și să-mi aduc punctual. Drumurile din comun. Logica da. Este să-mi dați punctual. Eu asta am cerut. Cred că ați înțeles ce am cerut. Da, unde au fost făcute lucrări. Unde au fost făcute? Da. Da. Și sunt convins că au fost făcute, dar vreau să le reperăm. Noi, ca consilieri, poate unul dintre noi au fost făcute lucrări. În Butinaș, în Rădeana, în Vișoara, în Bogdana. În că în urma execuției acestor balastări, da. Trebuie să existe și un proces verbal. Există, cu siguranță. Și o comisie care au fost la fața lor. Sunt în cunoștință de cauză. Da.
Găsiți la contabilitate, nu e momentul să discutăm. V-a spus despre ce. De principiu, Andrei, o să le caut. Nu, cu siguranță. Găsiți la contabilitate cu proces verbal de recepție, cu semnătura amendelor de comisie, pe fiecare drum și specific, Bogdana, Șefan cel Mare, Rădeana, Cutinaș, că s-au făcut suficient. Absolut, în toate satele, da, s-au balansat în urma inundațiilor care au fost și în urma deteriorilor sau s-au balansat absolut toate. Pentru că am semnat acum în ultimele mele zile de activitate. Da, că s-au făcut imediat după și înainte și după. Dacă cineva nu crede, verificați la urmă. E de crezut, da. Da, dacă eu vorbesc aici în fața Consiliului Local ca organ legislativ, înseamnă că mi-aș am răspunderea pentru ce vorbesc. Nu aveți încredere, vă duceți la doamnă după ședință sau oricând vreți dumneavoastră să verificați documentația acestor lucrări care au ridicat cheltuielile care le-au prezentat doamna aici. Da, la noi la Vișoara, da. Nu sigur s-au executat lucrări de refacerea drumurilor, urmă... Eu nu am legat că s-au făcut. Eu am spus punctualitatea. Unde e exact. Făcut, da. Dar noi s-au făcut. Așa este. Trebuie lămurită treaba și cei care încă nu sunt convinși să verifice documentația la contabilitate. Există documente pe fiecare sat în parte unde s-au făcut balastări. Și de asta mă fac răspunzător în fața Consiliului Local pentru ceea ce a însemnat și pentru comisia care au verificat aceste lucrări și-a semnat procesele verbale de recepție, că nu ne jucăm cu banii publici, așa cum se spune, se vehiculează pe sub. Eu zic că doamna va prezenta de bucă alte probleme. S-au făcut lucrări și de două ori s-au făcut. Și... Da. Da. S-au făcut odată, venit iar apa și iar s-au făcut. O întrebare aș avea cu drumul de la Rădeana, unde se reiese cheltuielile sau care s-au făcut acum sau alea pe fondul. Drumul de la Rădeana prin programul PRDL, prin ordonanța 21. Da, da. Găsiți pe secțiune de dezvoltare. Deci ceea ce s-a făcut îl găsiți la 8402-71. 742.000,37. Atent. Vă mulțumesc. Cu plăcere. Altcineva vă rog frumos? Dacă mai sunt întrebări, mai sunt probleme. Dacă nu mai sunt probleme, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare. Consult Consiliul Local dacă este pentru. Cine este? Mulțumesc! Dacă se atine cineva, dacă este cineva, mulțumim, doamna Montan. Le trecem la următorul comunicat. La rectificarea bugetară. Da. Având în vedere hotărârea de guvern 468 din 6-7-2016, publicată în Monitor Oficial 517 din 8-7-2016, privind alocarea unor sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru OAT-urile afectate de calamitățile naturale produse de inundații. 1. Și anexa numărul 4, la norme metodologice la ordonanța 28, cu sumele solicitate la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru drumul de la Rădeana, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 cu suma de 585.000, astfel. Deci, în subvenții, în contul din subvenții, din, la calamități, mi-au dat 4.233.000 în 4.202.28. În fondul de subvenții pentru drumul de la Rădeana prin PNDL, 352.000. Total venituri, 585.000. Cheltuieli, la capitolul 84, la drumuri, 233.000. Tot la capitolul 84, dar pe cheltuieli de capital, la titlul 71, 352.000 pentru drumul de la Rădeana, pentru continuarea asfaltării. Total, 585.000, atât la venituri, cât și la cheltuieli. Deci drumul de la Rădeana. Pe măsură ce se avansează cu lucrările, constructorul ne prezintă factură centralizator proces verbal, pe care li
un dosar, îl trimitem la minister, după ce îi verifică ministerul, îi dă banii pentru a putea fi plătiți constructorul. Pentru ce au făcut sau ce pentru ceea ce au făcut, că trimitem proces verbal de recepție parțială. Deci ultimul tronson de drum care s-a turnat, s-a pregătit deci ne dau banii doar, și s-a turnat. Ne dau banii doar după ceea ce trimitem actele, ceea ce s-a făcut, a stadiului fizic. Asta e procedura. Asta e procedura. Pe măsură ce avansează cu un tronson, trimitem la minister, ministerul îi verifică și ne dă banii. De asta rectificăm bugetul. Dacă faceți situație de lucrări constructorul, dacă nu faceți. Da. De asta rectificăm bugetul de fiecare dată la drumul de la Rădeana, pe măsură și constructorul avansează cu lucrările. Probleme pe marginea celor prezentate. Întrebări. Discuții. Spuneți, domn Marin, tare, ca dacă aveți nelămuriri... Nu, dar noi nu putem să ne mai consultăm. Ba da, dar poate vă putem noi ajuta să... Nu, domnule. Vreau să întreb ceva. Poftim, domnul... Dacă acolo, în zona la Maria Nedelea, deci unul a fost suferă ceva modificări? Da. Da? Da. E o dispoziție de șantier pentru refacerea și schimbarea soluției și la șanțuri și la poliții. Deci ca să preiau... De-aia și-a rămas... A rămas necontinuat în zona. Da, da. Mulțumesc. Dacă mai dorești. Dacă nu mai sunt probleme, supun și acest proiect spre aprobarea Consiliului Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Vă mulțumesc. Continuăm, domnul primar, cu... Uitați-mi voi să mă retrag, dar... Vă mulțumim, doamna contabilă, pentru... materialele prezentate. La revedere. Deci începem cu punctul 1, domnul primar, da? Da. Având în vedere prevederile modificărilor aduse actelor normative ce reglementează activitatea consiliilor locale, precum și faptul că în data de 25.06.2016 a fost constituit Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, în data de 5.06.2016 se impune realizarea și aprobarea unui nou regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare. Pentru atingerea obiectivelor de performanță al Consiliului Local, este necesar ca atribuțiile și sarcinile acestuia să fie în mod rațional stabilite. Pe baza acestor considerente, precum și a raportului de specialitate întocmit de secretarul comunei, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local. O parte din dumneavoastră a primit raportul. Da. Așa. Deci, dacă asta regulamentez tot ca regulament, da? Este foarte vast. Dacă ați primit și dumneavoastră al atât ce aș putea... Nu mă pic, da. Au fost niște... Au fost propuse niște amendamente la regulament pe care dumneavoastră urmează să le... să le aprobați sau nu. Făcute de domnul Ploitorul Leonard. Deci, la articolul 20, alineatul 3, formularea existentă, deci cum am conceput-o noi în regulament, spunea că era vorba de comisiile de specialitate. Raportul și eu vizele de comisie. Întocmesc avize, deci întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliul Local. Deci, așa am zis noi, domnul proiectorul spune că efectuează verificări și analize în domeniul lor de activitate și prezintă Consiliul Local raport. Deci, comisia întocmește. Nu verific. Acum, fiecare, da, fiecare comisie își întocmesc raporturile și avizul. Da, de deci și-și dă avizul. Și-și dă avizul de specialitate. Referitor la articolul ăsta,
Eu am prezentat la fiecare articol o argumentare pentru ce solicit modificarea, dacă sunteți de acord bine, dacă nu, nu. Forma pe care am prezentat-o este identică și este luată din legea 215, pentru că sunt foarte multe articole în prezentul regulament scrise motamo din legea 215. Am considerat că este o exprimare mai explicită și am găsit de cuvință să o trec aici. Atât la acest articol. Deci noi când am făcut acest regulament, am consultat și regulamentul vechi, care a stat la baza funcționării Consiliului Local în perioada 2012-2016. Eu am și regulamentul vechi în față și chiar așa. Întocmesc ca vizie asupra proiectului de hotărâre și asupra problemelor analizate pe care reprezintă Consiliul Local. Da, e o chestiune doar de redactare și de exprimare. Am considerat eu personal că este mai clară varianta asta. Dumneavoastră, consiliul cum doriți. Cum hotărâți punctual fiecare amendament să-l supuneți aprobării consiliului local sau toate? Fiecare articol ar fi corect. Care articolul în parte? Bun, dacă au apărut elemente noi, de fapt, acest regulament are elemente din celălalt și suficiente elemente din fostul regulament care a funcționat perioada 2012-2016. Și eu vreau să fac o clarificare. Domnule, comisia mea asta de specialitate au două documente care trebuie să le emit. Odată să avizeze raportul pe proiectul de hotărâre care să emite și a doua oară să analizeze din activitatea comisiei care cu învățământul analizează învățământul și face informări periodice în consilii locale. Așa știu că asta ar fi regula. Iar regulamentul de organizare funcționare, ca să folosesc un cuvânt așa eu știu, este legea de bază a Consiliului Local, cum pentru o formațiune politică, pentru un partid, statutul partidului este legea de bază a acestui partid, așa este regulamentul de organizare și funcționare pentru Consiliul Local, care trebuie, odată aprobat, trebuie respectat de către toți consilierii. Da, dar el are la bază o lege. Deci el... Domnule, da. Făcut și el să se adaptează. Și dacă nu am pe baza legală, n-am mai discutat aici. Nu-l mai discutam. Unde este legal în 215? Deci este legal. E același lucru cu alte cuvinte. În 215, deci, repet, am copiat din 215, referitor la comisia de specialitate. Dacă vă uitați acolo, o să vedeți. Îmi pare rău că nu am la mine articolul respectiv. Nu știu, dar nu este... Domnul, nu este nicio problemă. Nu știu, m-am uitat. Sincer, m-am uitat în legea 215, la atribuțiile Consiliului și la comis. Nu le este de îndrăjă. Nu, că e am luat. Noi, dar aprobăm, noi respectăm, noi. Dar... Era de dorit unul primat, au apărut articole noi, elemente noi, care n-au fost în celălalt regulament, astea măcar să fie făcute cunoscute. Păi da. Ăsta e nou, cum are, dacă nu respecte. Dar... Esența este aceeași, nu este nicio modificare. În ceea ce am propus, nu se modifică absolut sensul. Ești puțin mai exact. Dar dacă considerați că deranjează, eu pot să-l retrag. Dar nu-i deranjat. Nu-i deranjat. Nu, nu-i deranjează, domnul proiectorul. Și bine, să vă să în experiența altora care... În vedere că el e redactat în forma asta și neavând implicații majore. Păi ce comisie este? Nu aduc modificări. Mai aduc modificări. La jurid. Atunci, deci o să la legea 215, la funcționarea Consiliului Local. Aici ar trebui să fie. Intrați la capitolul de comisie de specialitate. Articolul 16. Atribuțiile Consiliului Local. Da, 16.
Constituire, Consiliul Local. Articolul 16. La articolul 16 la regulament. La regulament. La regulament. Păi nu la 215. Nu, de la regulament. Aici. Pe care regulat? Regulamentul l-a făcut noi. Nu. Nu. Asta e existent în regulament. Asta e existent în regulament. Cum e aceeași? Pe lei? Cum e luat acest? E nemotivat. Mai vreau la te știe, e nemotivat, e nemotivat. Nu te-am astfel de mod nemotivat. Păi da, nu e la fiecare, pentru că e nemotivat. Nu, nu, ce-ți spui? Păi, nu, 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 sus de dar nu vei să nici în regulament, nici în regulament. În forma care a fost, eu zic, că nu... Dom'le, poate eu găsesc regulamentul care l-am parcurs și care o să-l parcurs, e destul de bun. Dacă apare elemente noi, domnul președinte, dați-mi voi un pic dacă domnul Leonard face referire la faptul că se fac verificări, deci efectuează verificări și analize în domeniul lor de activitate și prezintă Consiliul Local raportul. Nu. În raport, în regulament, scrie întocmesc avizele asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate pe care le prezintă Consiliul Local. Deci, nu, dumneavoastră, la fiecare comisie trebuie făcut, avizul trebuie făcut de către Comisia de Specialitate. Deci rămâne așa, nu avem ce să... Adică să nu ne sustragem de la anumite... Deci cum vine aici, verificăm, ar trebui să propunem acum... Nu, suntem în Comisia de Învățământ, Cultură, Activități Sportive și de agrement. Noi noi verificăm activitatea de învățământ. Să luăm un exemplu. Verificăm modul în care s-a pregătit deschiderea anului școlar 2016-2017. Și pe baza celor constatate la școală, eu știu, modul de pregătire, curățenie, asigurarea cu produse, cu lemne, venim și facem o informare Consiliului Local. Da, dar în prealabil verificăm întâi, nu o facem. Nu o facem așa din burtă, cum a dat ești obișnuit să le facem din burtă, da? Dar... dacă s-a făcut un proiect de hotărâre pe tema și modul în care desfășoară învățământul, noi dăm avizul la acest proiect care nu întocmită. Deci sunt două lucruri distincte. Noi verificăm... Dar noi de regulă, domnul Răileanu, cum te învățăm atare să te puncteze, ca la școala de partid. Așa nu din în poștă. Așa că nu trebuie să supărăm. Păi, toată lumea a făcut o leacă de școală. Nu te mai peria tu că ai făcut școli de tot felul și... Nu e vorba de școală, că aici trebuie să fii jurist și nici eu nu pot să interpretez. Ce încerc mă dar spui acum? Comisiile au două lucruri distincte. Avizează proiectele după ce le analizează.
și prezintă și informări periodice cu ceea ce... Nu poți să ce mai cei de la economice prezintă probleme economice, cei de la juridică, cei de la învățământ. Acum, noi trebuie să gândim așa, din maniera asta, că suntem juriști dintre noi. Cine a făcut amendamentul este singurul abilitat să-l facă, el îl știe de ce l-a făcut și unul a citit. Acum, singurul lucru, toți consilierii nu suntem de profesie juridice. Doamna secretară o să delibereze. Dacă aduci amendamentul, dacă aduci îmbunătățiri, dar nu noi. Nu noi. Dacă consider că nu poți să-l dea, nu te scoți de altă dată. Comisia, cum s-au gândit ei să o facă. În concluzie, raportul este comisiei favorabil regulamentului dat de Consiliul Local. Deci, asta ai făcut datoria de membru a comisiei și la rândul ei comisia... Noi, ca și comisia, am aprobat regulamentul care este propus de... Deci, primul punct. Domnul primar, aveam o problemă. Eu vreau să se introduc în acest regulament problema consilierilor și să fie condiționată prezența consiliului. Asta este altă chestie. Deci, acum am supus la vot primul punct, adică primul amendament. Nu, 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 să rămână de acord. Dacă sunteți de acord cu amendamentul domnului. Amendamentul ăsta e redactat? Este cineva pentru amendament pentru? Da, eu sunt pentru amendamentul. Să rămână în formă actuală. Nu înțelegeți el întrebări? Deci forma actuală este amendamentul amendament. Care i-a dus de... Nu punem la vot. Juridică, nu înțelegi. Dar de ce nu înțelegi? Păi așa nu înțelegi. Păi zici ce-a făcut el. Lasă că ce-ai făcut. E trecut. L-ai făcut un regulament. Hai, gata. Deci o rămas conform regulamentului inițial. Nu supune. Acum mergem la al doilea amendament. Articolul 23. Articolul 23 aliniatul 4. Formularea existentă. În caz de absență de la ședință a consilierului local, nu îi se acordă indemnizația de ședință. Formularea propusă. În caz de absență nemotivată de la ședință, consilierului local nu îi se acordă indemnizația de ședință. Argumentare. Spune domnul proiector că este o abordare ambiguă, întrucât consilierul poate participa la o ședință ordinară și două ședințe extraordinare, fără să primească indemnizație, fapt ce intră în contradicție cu prevederile ordonanței Guvernului 35, articolul 65, alineatul 1. O completare. Nu, stați un pic. Aici sunteți în... sunteți confuz. Sau ați greșit. Formularea existentă ce am făcut noi în regulament spune că în caz de absență de la ședința consiliului local nu îi se acordă indemnizația de ședință. Deci este vorba de ședința pe comisie. Pe comisie, exact. Pe comisie. La articolul 23. La articolul 23 aliniatul 4. Da, da, comisie. Așa. Deci pe comisie. Și dumneavoastră veniți și spuneți că e vorba de ședință ordinară și extraordinară. N-are nicio legătură una cu alta. N-ați înțeles. Dacă îmi permite să clarific lucrul. Singura modificare este absența, am introdus, nemotivată. Domnul Leonard, mergeți la ordonanța Guvernului 35, articolul 65, aliniatul 1, care spune așa. Pentru participarea la ședințele Consiliului Local, nu pe comisii. Deci noi ce am trecut aici, dumneavoastră a venit cu amendament la ședința pe comisii. Nu. La absența nemotivată pe comisii. Articolul 65 aliniatul 1 din ordonanța guvernului spune așa: pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate, consilierul primește indemnizație de ședință în cuantumul așa. Consilierul are dreptul după caz la diurnă de deplasare. Deci, dumneavoastră ați invocat articolul 65 aliniatul 1 care ați văzut ce spune. Dar nu spune nimic, pentru că n-am invocat niciun articol. Am vrut să... Domnule, dar este cum să nu? La argumentare, da. A spus dumneavoastră că intră în contradicție cu prevederile ordonanței Guvernului 35. Da, îmi cer scuze, aveți dreptate, dar mă referam la a introduce nemotivată, pentru că poate unul să aibă o problemă și să fie plecat și atunci este interpretabil. A fost motivat sau a fost nemotivat? Dacă este nemotivat, să aplică legea. Dacă este nemotivat... Dar ce înțelegeți dumneavoastră prin motivat? Păi tocmai asta, că nicăieri nu este sintagma nemotivat definitivată.
Să-i dăm o definiție. Ce înseamnă de motivare? Dăm telefon președintelui de comisie sau secretarului și spunem, doamne, eu sunt plecat în deplasare sau sunt în știune. Corect. Și de unde știm noi treaba? Păi exact asta vreau să o clarificăm. Motivat, eu așa, motivat absentați de la serviciu. Nu de la ședințele Consiliului Local sau ședințele comisie. Dar ordonanța aia așa, deci spune... Dacă lipsește, deci nu mai face mențiuni să mai scrie undeva, spun în paranteză, motivat sau nemotivat. Motivat. Da. Lipsește și atât, punct. Domnule, ordonanța este, cum să spun, un cadru pe care poți să lucrezi. Dar motivat sau nemotivat sunt două noțiuni clare și importante. Hai să nu mai vorbim. Avem exemplu elocvent cu Valeriu Matie. Exact asta. Deci, domnule, eu las o referit probabil cu mine la Valeriu. E motivat. N-am putut să vină, normal. Ce înseamnă e motivat? Care sunt condițiile când trebuie să fie motivat? Chiesa să vorbești la ce referit. Cum cazul plurale să fie motivat? Băi, nu amestecăm una cu altă. Deci, dânsul face amendament la ședințele comisiilor de specialitate. Nu avem treabă. Așa, punea Valeriu Matie și este vorba de ședință ordinară, ședință extraordinară, ședință Consiliul Local, nu ședință comisiilor. Da, o spus că o greșit și la nea, la nea Valeriu se pune alte chestii. El absentează motivat, dar nu ia indemnizații. Da. Deci numai că la trei ședințe consecutive nu putem să... Nu poate fi exclus. Băi, asta... Deci nu le amestecăm. Ce ala e pe aici? Dacă nu vă spuneți, vreți să mai citim articolul 65? Pentru participarea la ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate, consilierul primește o indemnizație de ședință în contumul și în condițiile stabilite de lege. Corect, n-am greșit cu nimic. E vorba și de ședințe de comisie, e vorba și de ședință ordinară. Deci, o ședință ordinară și două ședințe pe comisie primește indemnizația maximă. Corect. Eu sunt de acord. Lipsește la o ședință? Se diminuează. Lipsește la ședința ordinară? Degeaba vine la ele comisii. Că spune... Ocolim legea. Ocolim subiectul. Haideți să definim ce înseamnă nemotivat, domnule. Dar nu spune aici de motivat sau nemotivat. Dar o spunem noi, că de-aia facem regulamentul. Dă-mi definiția ce înseamnă nemotivat. Care sunt condițiile când ești... Nu, doar, aici e o portiță de a nu veni la ședință. Păi nu, tocmai asta vreau să... E o portiță... Asta vreau să... Nu, păi nu, că dacă... Dacă spunem motivat, deci dumneavoastră vă motivați, dați telefon, v-am spus, și spuneți că sunteți plecat în deplasare, sunteți plecat nu știu unde. Și dumneavoastră poate stați la cafea. Da, nu m-ați înțeles. Păi cum? Am înțeles foarte bine. Ca să eliminăm suspiciunea asta, eu propuneam să spunem care sunt condițiile când ești motivat. Dar, domnul președinte, dacă îmi dați voi... Vă rog, dacă nu-i cazul motivat... Păi, dar atunci ce mai merge? Punem așa, hai să mai stabilim și niște... care sunt condițiile de motivare. Aș veni eu cu o propunere, dacă îmi dați voi. Deci, motivat să fie clar specificat în momentul în care ai o boală, da? Deci ești motivat prin absență, ești bolnav, ai, eu știu, un picior în chip sau așa, iar nemotivat să nu mai există nemotivat. Suntem la o ședință de Consiliu Local, ar trebui să fim prezenți toți, indiferent că e ședință ordinară sau că e extraordinară. După părerea mea. Deci să nu mai există nemotivat. Nemotivat ce înseamnă? Că plec la, știu eu, în concediu, că plec. Asta nu e nemotivat, că nu suntem la serviciu. Domnule, nu e parte ședință. Deci nu suntem la serviciu. Deci nu suntem la serviciu. Vorba să nu poți să fii la trei ședințe. Dacă n-ai fost la serviciu, suntem nu suntem. La serviciu, acolo e nemotivat și motivat. Dar aici nu să nu existe. Nu ședințe Consiliul Local. Vă rog frumos să vorbim organizat, să ne putem înțelege, să clarificăm situația. Așa, dați-mi voi în continuare dacă... Vă rog, domnul. Deci, să nu mai existe nemotivat. Nemotivat iese din discuție. Rămâne numai motivat prin... exact. Act medical. Act medical și tot ceea ce... Deci dacă ești bolnav. De ce îți clar. E, de ce să acolo iese din discuție? Că n-ai... De ce dată ai de ce dată? Nu, ce să mai... Nu, 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 dacă nu vine, vine la următoare, știi cum vine la aia. Da. Iar la vis-a-vis de ședințele extraordinare... Hai să dăm o leacă de altei. Vis-a-vis de ședințele extraordinare, că tot se fac o grămadă de discuții pe tema asta și nu prea să vine de regulă la ședințele ordinare, că zic, să zice că nu e extraordinare, că să zice că nu sunt plătite și dacă nu sunt plătite, nu venim. Nu credit, nu-s plătite. Nu-s credit, nu-s plătite. Atâta nu sunt plătite, domnule, ședințele extraordinare nu sunt plătite. Nu sunt plătite.
Atâta timp cât venim... Domnule, cum nu sunt? Nu sunt, domnule, plătiți ședințele extraordinare. E plătit o ședință ordinară și două ședințe pe comisii. Dacă în... Nu ședințele extraordinare. Dacă în ședință... Deci, bă... Și atunci noi, consilierii, de ce luăm... La, păcat cu plecat, doamna, la contabilitate. Undeva la, nu, 100% din indemnizații. Din cauza că dacă lipsiți la ședința extraordinară, nu participați nici la ședința pe comisii. Dacă în cadrul discuției, dacă în... Nu, doamnă mică, că vă pot explica eu, dacă... Deci dacă... Păi dar ce mai întreb? Nu? Să vedem la sigur. Vedem dacă știm noi. Noi știm tertipurile. Să cumva să testăm treaba. Testăm terenul, dacă... Era sigur. Hai din câte Romica, de ce întocmim noi proces verbal? Am comis. De ce îl întocmim? Fiindcă dacă nu ajunge proces verbal, s-o tăia de la cimbrie. Exact. Și trebuie să ne întâlnim lunar și să prezentăm la serviciul contabilitate acel proces verbal comisia. Da, dar lege spune că ne putem întâlni și cu 30 de minute înaintea ședinții ordinare. Poți să te întâlnești în altă zi. Dacă aveți avizul întrebați, poți absolut, dar la cu voi drum, dar voi permiteți nicio problemă. Nicio problemă, că nu ești în ședință, să fie avizul, să fie raportul și avizul. Să supunem la voi. Păi, dar nici n-am terminat, domnul președinte. Mai sunt probleme? Mă scuzați, domnul vicepreședinte. Da, mă, spune la votul inițială și varianta propusă. Am făcut nimic. Să supune la vot, nu așa se face, să supune la vot amendamentul. Exact. Și la urmă să supune la vot regulamentul. Da. Ce vreau să propun, în cadrul discuției respective, diminuarea cu 50% a indemnizației consilierilor care lipsesc de la două ședințe extraordinare. Două ședințe consecutive. Da? Ca să nu mai existe discuții că, domnule, stai că nu, nu-i plătită și n-am la ce să vin. A, că aveți, aveți dumneavoastră majoritate și oricum discutați ceea ce vreți dumneavoastră. Fiți de față să... În legea 215. Eu vin cu propunerea asta. Acum cine... Consilierul care absentează la două ședințe consecutive, nu spune motivat, nemotivat, ori... La trei. Nu, e altceva. Deci nu e altceva, acolo e altceva. Nu e exclude. Citește legea 215. Deci consilierul care absentează la două ședințe consecutive va fi sancționat conform regulilor stabilite prin regulament. Prin regulament. Ei, și vine regulament, domnul vice, vine cu propunerea. N-am prins în amendament așa ceva. N-am prins în... Nu, n-am prins în... În regulament. Și dumnealui vine cu amendament. Ce? De ce să vii dacă nu au venit până la începerea ședinței? Că am votat ordinea de zi. Păi nu, aici dar discuție. Păi, dar de ce? Dar ce înțelegi tu? Dar asta este pe ordinea de zi? Păi, dacă se vota înainte ședinții. Da. Nu! Am zis că discutăm amendamentele astea. Înainte de a supune votului regulamentul, discutăm și discutăm amendamentele respective. Iar amendamentul respectiv vine cu propunerea asta. Dar de ce trebuie scris? Să scrie în procesul verbal. Și după, dacă se aprobă ceea ce spune el, se modifică la regulament. Domnule, dar noi venim... Eu am venit cu propuneri la regulament. Da? Nu am venit... Deci discutăm... Dar de ce trebuie la începutul ședinței? S-a discutat aici despre ședinții. Și au venit cu propuneri. Deci nu... Nu se discută la punctul ăsta. Nu e nimic ilegal. La punctul ăsta discutăm. Încă poate să mai stea un pic, să se discute amendamentele lui domnul Croitoru. Și după aceea să vină și el cu amendament sau oricare dintre dumneavoastră. Nu suntem pe același... Eu cu altă ședință am primit un amendament și nu mi l-ați primit în cadrul ședinței. Trebuia să depun la secretariat. Eu mi-am dat aminte, perfect. Nu este adevărat. Mandatul trecut. Nu este adevărat. Păi nu poți să probezi. Era altă treabă. Nu. Eu mi-aduc aminte perfect ce a fost. Nu era amendament. Veneai cu un alt punct pe ordinea de zi. Deci să pui la ședința aia, ai venit, când s-a votat ordinea de zi, ai spus că eu vreau și asta. Pe ordinea de zi. Este total diferit.
Noi acum discutăm punctul 1 pe ordinea de zi și să pot aduce amendamente la acest punct. Da, dar nu e nimic greșit, nu văd de ce. Nu, plumbul sau plumbul nu, absolut toți consilierii sunteți în măsură să vă dați consimțământul. E bine sau nu e bine? Eu am făcut de bine. S-a plumbul, s-a plumbul, nu mai e majoritate. Toți suntem pe drum, dacă vrem să... Sigur că da, vă afectează pe toți, nu afectează numai pe unul. Exact. Și afectează toți consilierii. Asta înseamnă că ești croit pe a lipsi la ședințele extraordinare. Asta nu e un secret, îți spun că... Haideți, mă face să intervin. Deci, să facem ordine și să nu mai lungim treaba. Da, ce rost are? Supune la vot cine este de acord cu amendamentul... Supunem la vot amendamentul... Despre care am zis. Cine este pentru? Vorbeam să vă menționez. Deci e vorba de ședințe, indiferent de care sunt. Deci nu s-a menționat că e vorba. Asta e o Cătălin. Asta e o Cătălin. La urmă. O discutăm mai târziu. La urmă. Hai la urmă. Ultima. Da. Asta e amendamentul propus de domnul Vice, da? Nu, nu, nu. Băi, asta la urmă. Nu, domnule. Acum e amendamentul propus de domnul Croitoru cu absența de la ședința de Consiliul Local. Asta. Deci nu este... Termenul motivat sau nemotivat? Cum? Deci, prin motivat înțelegem în cazul de boală sau nu știu ce... Deci, expresia inițială, în caz de absență de la ședință a consilierului local, nu este acord de indemnitate. Ce spune aici? Nu, motivat sau nemotivat. În caz de absență. Îți spune clar, deci, referitor la ce se întâmplă acum cu Cătălin, că vreau să... Dar nu discutăm, hai să nu discutăm. Dar spune așa, că dacă în urma dezbaterilor din ședința Consiliului Local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărâ remiterea proiectului pentru reexaminare de către comisie sau compartimente de speciale. Nu sunt modificări de fond, nu sunt modificări de fond, fond. Nu, cum să fie? N-am terminat raportul. Cum să fie modificări de fond? Deci trebuie reexaminat și comisia asta de specialitate. Păi da, îmi dai să discut acolo. Și pe urmă iar ca să treacă. Păi, nu mă lasă la ședința următoare. E un amendament adus... Păi da, asta e un amendament. Nu mă termină cu punctul ăsta, o să zic mai bine. Este același cu cel de propunerea domnului proiectului. Tot amendament. Domnilor, vă dă la cel măcim așa ca să ne dăm interesant. Domnule Cătălicu, ne fi jurist, mergem pe urechi așa. Domnule, nu s-a depus la comisia juridică. Eu nu pot să aprob așa. Să pune la vot și cine nu este mulțumit de hotărârea care se dă, care decât să o acționeze în contencios. Ok. Supunem la vot amendamentul domnului Croitoru. Cine este de acord? Dacă sunt probleme, deci se respinge. Se respinge. Mergem mai departe, domnule. Așa, la articolul 33 alineatul 1, formularea existentă. Ce filmează aici? Ascultați un pic. Deci formularea existentă. Cum este prins în regulament? Că apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, dacă este cazul, șefului compartimentului de specialitate. Domnul Croitoru vine cu propunerea. Se dă cuvântul reprezentantului compartimentului de specialitate, apoi președintelui comisiei de specialitate. Deci noi am ținut în regulament ca ordine. Președintele comisiei de specialitate, dacă vrea să citească raportul, sau și după aia compartimentului de specialitate. Deci, domnul Coitor spune că întâi compartimentul de specialitate, după aia președintele comisiei. Nu. Spune aici, dacă este cazul. Nu este opțional în lege, dacă este cazul. Este obligatoriu. La ședință la Onești vine întotdeauna reprezentantul compartimentului. Deci reprezentantul compartimentului din acolo al primarului. Fiecare consiliu local are specificul. După aceea se dă obligatorul președintului comisiei de specialitate din consilier local. Așa? Deci este obligatorul, nu dacă este cazul. Dar nu asta mă spune. Acum trebuie să copiem ședințele de la Onești. Dar nu avem treabă. Eu am depus, nu el. Deci eu vorbesc. Am subliniat doar sintagma, nu e, dacă este cazul. Solicităm să o eliminăm pe aia, pentru că este o chestiune obligatorie prevăzută de... Dacă îmi permiteți. Mă rog, domnul. De exemplu, comisia juridică, el fiind prezent în comisie, el ar trebui să fie primul. Dumnezeu, sunteți prezente de ședință. Nu văd sensul. Dar dacă vrea, dar el dacă vrea, poate să-i impună. Da, domnule, eu vreau să țin ședința, pe aia dumneavoastră.
Deci, chestii... Domnule, trebuie să clarificăm lucrurile. Este obligatoriu. Da, am înțeles, am înțeles. Da, sunt consilieri, da, da, care da, trebuie să învețe. Asta e părerea mea, dacă da, aici bici adică e unarea sintagmă, dacă este așa, nu dacă este așa, nu este obligatoriu. Trebuie să ascultăm ce ascultăm. Domnul Pietru, e frică dacă nu este obligatorii. Șeful compartimentului specialitate nu mai ia cuvânt. Dacă nu-i cazul, cred că la asta dacă cineva nu vrea, dacă cineva vrea și părerea compartimentului, compartimentului, da. De primărie, că da, acolo este reprezentat. Nu e obligatoriu, nu e obligatoriu să fie. Așa și dă explicații. Eu mă refeream la comisia din formată din consilier local, cum mă și bulversează chestia. Este obligatorie comisia de specialitate a Consiliului Local să-și prezinte raportul. Asta păi scrie. Apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate. Dacă este cazul, dacă este cazul șefului compartimentului specialitate. Dacă deci este cuvântul președintelui oricum se dă. Deci apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate. Deci dacă eu astăzi nu aduceam contabila, ea este șefa compartimentului de specialitate, corect, nu? Din primărie, din aparatul profesional. Așa, da? Da. Bun. Păi, dar nu este alt compartiment de specialitate în cadrul Consiliului Local. În cadrul Consiliului Local sunt comisiile. Dar nu m-am referit la, a, la altceva. Dacă eu susțineam eu rectificarea din buget și execuția bugetară, fără să o chem pe ea, deci dumneavoastră, după ce citeam expunerea de motive, președintele comisiei de specialitate își spunea părerea vis-a-vis și de avizul de legalitate. Da. Avizul dat. Da. Și dacă cerea, domnule, mă întreba pe mine ceva, domnule, nu știu, să aduc compartimentul de specialitate. Da, dacă deci dacă este cazul. Este exact da, invers, domnule. Dacă discutăm o problemă, deci, dacă discutăm o problemă de... cu asta, cu ajutor sociale. Cu asistență socială. Corect. Avem, așa. Da. Trebuie să aduc pe doamna de la asistența socială, i-a și-o dat. Și-a făcut raportul. Trebuie să o aduc în ședință? Să citești raportul. De regulă, de regulă să aduce în ședință, poate nu, sunt dar nu e obligatoriu. Dar nu e obligatoriu. Să explic. Și dacă este dar cazul, dacă, e, dacă ceva, eu nu pot să explic Consiliul Local legat de punctul ăla pe ordinea de zi, de proiectul de hotărâre, chem dacă sunt nelămuriți, artileria grea. Specialist. Da. Asta. Deci dacă este clar, Este cazul președintelui comisiei de specialitate. Lăburile nu sunt clare. Deci nu dacă e cazul președintelui comisiei. Deci spune clar că se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și dacă este cazul șefului compartimentului. Șeful compartimentului oricum trebuie să prezinte punctul său de vedere, raport. Are raport, dar pot citi eu. Dacă vrea, dacă nu. Da, păi, dar așa, dacă avem, avem și, și de contabilitate și de asistență socială și de registru agricol, chem toți funcționarii din primărie ca să asistiți la ședință. Și închide. Da, depășim momentul. Din cuvânt, dumneavoastră, veniți că se dă întâi reprezentantului compartimentului de specialitate, apoi președintelui comisiei. Nu, președintele comisiei trebuie să fie cel care își prezintă raportul. Haideți... Am comentat un pic ca să vedeți, nu că... M-am uitat în legea. Punem la vot și acest amendament Consiliul Local. Cine n-ați invocat aici articolul de lege. Chiar mergeam la, la legea 215 să vedem dacă e așa. Dar n-ați invocat. Toată lumea este. Bine. Nu, dar dacă părem răutăciuni. Deci dacă, dacă veniți cu un amendament conform legii, specificați conform legii articolul cu tare.
ca să putem să vedem. M-am gândit că în atâția ani se cunoaște medialul. S-a mai făcut referire. Păi, dar ați văzut dumneavoastră la punctul 2, la amendamentul 2, ați invocat articolul 65, alineatul 1 din OG35, care nu are nicio legătură cu... Are, pentru că face nicio legătură. Asta e părerea dumneavoastră. Următorul amendament. Deci articolul 33 alineatul 2 din regulament, formularea existentă. După efectuarea prezentărilor prevăzute la alineatul 1, se trece la dezbateri. Domnul Leonard vine cu o completare și spune că după efectuarea prezentărilor prevăzute la alineatul 1, se trece la dezbateri, stabilindu-se timp rezonabil pentru fiecare vorbitor înscris la cuvânt. Ce înseamnă timp rezonabil? Înseamnă cât timp să discute fiecare. Da, domnule, da. Să aprobă numărul de minute cât are voie să vorbească. Păi, da. Așa se procedează. La toate nivelurile, până la Uniunea Europeană. Dacă sunteți de acord, stabilim timpul. Nu este prevăzut în regulament. Așa este prevăzut. Și să se respecte, așa cum prevede, ordinea înscrierii la cuvânt. Dar s-a scris Marie Romeo, Sârghe, și dăm... Să se respecte la fiecare punct din ordinea de zi, să aibă voie o singură dată la discuție. O singură dată. La același punct. La același punct. Deci la același punct, o singură dată. Din ordinea de zi. Să nu intervin de două ori, de trei ori. Îmi permiteți o întrebare, domnul consilier? Poftiți. Dacă eu fac o afirmație pe care dumneavoastră ați înțeles-o, n-am voie să mai revin cu clarificări? Păi nu, odată ce știți, aveți ordinea alta punctului de anunțate cu 3 zile înainte, vă puteți consulta cu ele și atunci când discutați, veniți cu argumente și nu mai interveniți iar la comisie, dar la comisie. La același subiect. La același subiect. Eu am făcut o specificație vis-a-vis de o chestiune în dezbatere și cineva nu a înțeles exact expresia la ce m-am referit eu. Nu am voie să fac o corecție, să spun lucrurile așa asta. Asta ce înseamnă? Că n-am voie să am o altă înscriere la cuvânt. Păi acolo un minut, un demn de repede. Ce se pare normal? Asta înseamnă că îi dați explicații. Corect, dar trebuie să iau cuvântul ca să dau explicații. Nu neapărat vă rog. E corect. Că atunci, nu, dar vă poate întreba cel care nu înțeles. Doamne, spuneți-l, vă rog, ce înseamnă asta. Și atunci, dumneavoastră îi spuneți. Asta nu vă oprește nimeni. Dar nu să mai interveniți încă o dată, că v-ați mai adus aminte ceva referitor la punctul respectiv. V-ați mai adus aminte și hai să mai interveniți o dată. Dacă vreau să vă aceeași chestie, am explicat și domnului Dumnezeu, spune că n-am înțeles eu bine. Dar am înțeles dânsul ce am zis explicat. Exact aceeași chestie am spus eu, ce spune domnul Dumnezeu. Trebuie documentată, te concentrezi asupra problemei, asupra proiectului și nu vorbești de șapte ori la același... Corect, că și adresat vorbesc eu, ia de la fiecare și mai spune, și mai aduce aminte ceva. Stai că am uitat să spun. Și băi, dar stai că asta n-am spus. Și adresatul președintelui ședință, nu primar, de viceprimarul sau colegi. Dânsul președinte, el dă cuvântul. Da. Problema este nu este la noi funcțională. Deci este prevăzut în Constituție libera exprimare. Da, dar o singură dată nu știe. Libera exprimare. Nu ai dreptul să mi îngrădești dreptul la libera exprimare. Domnul Plăinul, dacă sunt la locat de 5 minute pentru... Domnul, stați, hai că o luăm pe rândul. Deci, în continuare, articolul 33 invocat de domnul Plăinul. Deci, spunem la... Vine articolul alineatul 3. N-ați citit. Consilierii vor participa la dezbatere în ordinea înscrierii la cuvânt. La propunerea președintelui, Consiliul poate limita durata afectată fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Deci, atunci... Deci nu trebuie, este trecut în regulamentul. Președintele de ședință, după ce când se trece la discuții, spune, domnule, aveți două minute. Asta am spus și eu. Dar nu este trecut acolo. El poate să-mi dea... Da, nu, dar președintele...
Poate e un alt punct pe ordinea de zi care necesită 3 minute. Sau un minut. Deci la fiecare ședință, președintele este cel care propune timpul. Corect. Deci este trecut, n-are rost în amendament chestia asta. Pentru că este prevăzut. Dar cât timp? Nu le da președinte în fie. Da. Domnul președinte. Deci la punctul ăsta, pe ordinea de zi, spre exemplu, la dezbaterea regulamentului, da. Poate domnul președinte poate să spună așa, da, domnule, fiecare consilier are dreptul la 2 minute. Corect. La început. La următorul punct pe ordinea de zi, sau poate, și vedeți, spune, și timpul acordat fiecărui consilier, și timpul acordat întregului punct pe ordinea de, a proiectului de hotărâre. Că așa, hai să ne scriem 50, ne scriem toți, și stăm câte 2 minute, și domnul președinte spune așa, domnule, pentru punctul ăsta pe ordinea de zi, avem un sfert de oră. Așa. Pentru da, domnule, este regulament. Este, dar nu pentru consilier, nu total. Consilier da. Sunt de acord, un minut, un minut, și pentru total și... Precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Da, da. Deci eu la începutul, dacă îmi dați voi, eu la începutul... Deci dumneavoastră ați venit la alineatul 2 cu modificarea asta, dar este deja trecut în alineatul 3. Nu este trecut, nu este specific. Păi nu, dar nu v-am spus că fiecare punct pe ordinea de zi este cu specific. Referință, da, atunci hotărăște președintele. Președintele spune. Dacă noi domnule, aveți 2 minute pentru fiecare. Domnul primar, dacă noi am votat acum că fiecare consilier are dreptul să vorbească 2 minute, nu trebuie să rămână șablon pe toate, pe toată linia. Numărul de minute sau timpul de vorbire este funcție de complexitate a problemei, a tematicii puse în discuții. Dacă problema este complexă, păi putem acorda 3 minute, 4 minute, lasă-l să vorbească. Dacă sunt probleme, păi ai drept la un minut, dar astea să stabilesc în fiecare ședință care începe de ședință. Dar nu se stabilesc prin vot. Poftiți? Aveți perfectă dreptate. Nu-i pe vot. Așa este. Președintele hotărăște. Am avut din experiențele anterioare de aici, am văzut că Xulescu nu-ți mai dau voie să... Dom'le, nu poți să restrângi dreptul la liberă. Treaba e bună pentru romic. Două, trei minute care pot fi prelungite. Dar eu trebuie să am un pic stabilit. Trebuie stopați. În acest regulament trebuie stopați. Domnul Proitoru, dar spune domnule regulament destul de clar că președintele la începutul, înainte de a începe dezbatere, președintele spune. Domnule, pentru fiecare, pentru punctul ăsta cu ordinea de zi, pentru proiectul ăsta de hotărâre, fiecare consilier are dreptul la... Un minut, două, nouă, bun. Da, și dacă eu veneam cu aceste amendamente și îmi fixa doar 5 minute sau un minut, să plecam discuta. Da, domnul, dar nu fixăm, timpul să fie același timp, să fie pentru toate proiectele. Deci nu e obligatoriu de a fi. Dar este prevăzut. Deci dacă suntem 15 consilieri. Nu, președintele, vă rog frumos, discutăm despre problemă. Suntem aceeași, eu și dragi. Asta nu respectăm. Președintele primarul, și care vrea mâna sus. Să supunem la vot și acest amendament. Domnul Proitor. Domnul președinte, dați-mi voie și mie. Un minut. Vis-a-vis de cele discutate, la începutul fiecarei discuții, eu cred că fiecare consilier, dacă are de făcut, luat cuvântul în cadrul consiliului, își face acolo o notiță. Cam cât mi-ar lua să spun toată chestia asta? Mi-a luat acolo 4 minute. Domnul președinte, eu vreau la punctul respectiv să discut 4 minute. Și se aprobă. De ce? Da. Adică deci nu e absolut nicio ilegalitate, nu se face absolut nicio chestie. Dacă vreau 4 minute, fiecare consideră atentul la 4 minute. Nu. Fiecare își face calcul. Ați observat cei care sunteți mai vechi, nu toată lumea ia cuvântul. Exact. 5 din 2 din 15. Și are câte 3 minute fiecare, înseamnă că se încadrează. Și vă spun că în varianta în care un consilier abordează o anumită problemă și spune că are timpul limitat la 2 minute. Dar dacă omul spune niște lucruri importante, n-a fost nimeni obstrucționat. Nu, nu. Domnule, hai să spun dacă spun ceva, așa că ați câmpi ca să... Să aibă probleme puține și nici să nu consumi cele 2 minute. Să nu consumi. Domnul președinte, altă problemă. Iar mai luăm cuvântul. Unul din consilieri, e pe subiect. Mai ia să-l luăm cuvântul ca să fie filmat de domnul și spune aceeași chestie. Iar aiurea, bă!
S-a discutat, o spus unul, sănătate. Da, dar poate să modifice. Păi nu, dar tu vorbești în... Da, da, dar poate nu tot fiți de... Da. Nu, sunt care să mai reușesc. Mai sunt probleme pe tema asta? Nu, 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 domnule. Haideți că ajungem la urmă. Supunem la vot și acest amendament Consiliului Local, deși se regăsește regulament, așa cum sublinia domnul primar. Cine este pe? Se rămână în continuare așa. Mai sunt articole, mai sunt... Păi, acum vine domnul Botezatu cu un amendament. Păi, da, la cele... Adică păi, mai discutăm dacă se aprobă sau nu se aprobă. Da, la cele discutate. Deci nu mai... Supunem la vot diminuarea cu 50% a indemnizației dacă un consilier lipsește de la două ședințe extraordinare. Nu, două ședințe consecutive. Să înțelegem, că nu... Da, una după alta. A treia poate lipsească. De tot. E, nu trebuie să întărim o leacă disciplina, că văd că s-a plecat. Și cred că nu este, nu e, nu e nimic. Bine, care să se supune la vot. Da. La două consecutive deja ia. Cred că ar trebui să fiți de acord cu toții. După părere. Și spune domnul președinte. Eu nu știu dacă se îngrădește chestia asta și la alte consilii. Dar de ce e așa imperativ? Băi, cine vine la ședință nu are nevoie nici de regulament, nu are nevoie nici de la 80 de mandat trecut ai. Cătălin, din propria ta experiență așa. Aș fi în viceprimar, în propunerea ta m-am venit. Nu se poate, Cătălin. Tu ai lipsit la 80% de ședință. Eu am cerut acordul Consiliului Local. Am cerut acordul Consiliului Local, n-am venit cu... Am venit cu o propunere. Știi, e tot e mai puțin domnul Reilianu, el n-are ce face, el trebuie să te iei toți aici. Punem la vot amendamentul domnului Botezatu. Nu uite că nu e corect. Cine? Păi să vedem ce spune, că e o subiect. Dar mă dăm aici, mai stai aici. Dacă ești cine vreți, băi, da, domnul Botezatu. Păi răzbate, tu ești din activez, eu stai legat aici. Cine este pentru... Mai ridicați-o dată. Țineți mâinile sus, să-l enumere. Două din 15. Pe baza amendamentului, o semnezi acolo, că fostul, adică actualul viceprimar, n-a fost la nicio extraordinar. Ședința trecută a fost extraordinară și mai că era să nu avem... Doamnă președinte, îmi permiteți? La punctul domnului Cătălin, aici intervine bunul simț. De nu timp pot să te opriți, să te iau cu parul ca pe timpul lui bunicul Hanie. Nu, parul, dar care... Adică, a, deci vrei să iei bani, dar vrei să vii la ședință. Să nu fii la ședință. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea, că să-mi mențesc. Dacă sunt prieți toată ziua, vii la Cătălin. Nu știi că nu te lăsa. Știi că te-a voi mă las. Hai să mergem mai departe. Băi, frate, băi, oameni buni. A zis domnul.
Domnule oameni buni, sunteți consilieri de câteva mandate și nu știți legea 215. Nu, deci uitați, legea 215, deci nu, se spune așa. Prezența consilierilor locali la ședințe este obligatorie. Deci legea 215, nu-i regulamentul făcut de clasă. Scurt, bun. Cazurile în care absența este motivată, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Ce faci? Asta ce nu simt. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancționat în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Deci este lege, ce vorbim acum, că nu suntem de acord sau suntem de acord? Da, problema, noi alegem sancțiunea asta. Specifică extraordinar și nu, domnule, două ședințe consecutive. Da, dar sancțiunea este pecuniar de bani? Sancțiunea poate fi avertisment. Avertisment prima dată. Da? Asta spun, las la la sancțiunea. Da, deci vreți avertismente. Da. Fiind scris, mustrare, eu știu. Și vă spuneam eu că... Deci atacul la contencios. Dar acum da. Sus. Da, e... Știi ce spune la... Ei, du-te mai acasă și citește legea 215. Du-te și citește legea 215. Ce spuneam eu că acest regulament este lege de bază. Da. Mai sunt probleme. Deci nu mai dacă l-am aprobat. Mai sunt probleme. Hai să pui, eu pun și eu la amendament. Fii consilier, trebuie să fii până în 45, până în 50 de ani. Asta da, am înțeles. Maria, perfect. Fă propunere pentru modificarea Constituției. Deranjez pe mulți. Adică ce vreți să scrie domnul Proitoru? Ieri a fost un articol pe o discuție 47, ca să pe aparatul de radio cu primarii și aleșii locali. Nu este limită de vârstă, nu este limită de studii. Poți să ajungi primar și cu 7 clase, dacă te-o alezi comunitate. Nu-i glumă, băi, nu. Ce te uiți tu că ai făcut și economie și juridică și toate chestiile? Le amestici în cap. Dar vreau să vedeți minutele. Trecem la următorul material din ordinea de zi. L-am supus la vot. Dar regulamentul s-a supus la vot? Nu. De asta am întrebat. De fapt, raportul de comisie a fost de acord cu modificarea. Am respins amendamentele și acum supunem la vot Consiliul Local regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, așa cum l-ați auzit, așa cum se prezenta. Dar comisie ce? Consult Consiliul Local dacă este pentru. Cine este pentru? Cu amendamentele. Vă mulțumesc. Cu amendamentul s-a votat. Nu vrei să nu. Amendamentul s-a votat. S-a votat. Așa. Nu, ăsta e regulamentul. Deci intră în regulament acum. Da. Intră în regulament, da. În unanimitate de voturi. Nu, 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 domnul. Nu. Lăsați ce spune doamna, că mă ia număr acum. Dumneavoastră ar trebui, dar nu vedeți bine din partea. Noi am fost la acție. Și mai stai vreo 3 ani în Nevada, că Nevada este mai mare ca la oraș. E calamitate. Nu știam. Mă văd să văd asta. Deci, încă o dată, cine este pentru regulamentul de organizare și funcționare? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Marin, și mai cine? Și domnul... Așa au fost prima dată, dar n-ai observat, mă dar. Păi nu l-am văzut. Dar în moment ce comisia de specialitate are raportul ăla și eu nu a aprobat modificările astea. Nu au trecut în asta. Asta au apărut acum. Nu mai avea rost, mai facă și consiliul. Nu spune pentru un amendament, nu-i modificare de fond. Interpretează-o leacă legea. Nu-i modificare de fond la proiectul de hotărâre. Amendamentul acolo în urma discuției. Nu, referitor la asta. La ce a zis domnul Crăitor, la amendamentele trebuia discutat iar, dacă comisia a zis nu. Păi nu, alea nu se prind în regulament. Nu. Păi da, și mă aveam văzut deci, să iați un loc la capăt. Nu trebuia să aprobe regulamentul? Nu, așa ce s-a discutat pe baza lui domnul Crăitor, cu amendamentul. Nu, e respins. Rămâne regulamentul în forma inițială, plus amendamentul ăla cu sancțiunea de 50% din indemnizație. Dacă lipsește atunci, da.
dacă nu mai se, deci s-a aprobat și regulamentul, da, și s-a epuizat primele 4 puncte de ordine de zi, trecem la diverse, dacă nu sunt patru. Aplică regulamentul, poți să-l dai afară. Nu de acum, de la ce vorbim. Este sigur că se menește, vă rog frumos. Vă rog să păstrați liniște. Având în vedere faptul că Primăria Comunei Ștefan cel Mare are în proprietate un microbus destinat transportului elevilor din statele componente către unitățile școlare, este necesară stabilirea... Dar votat și... Acum pot să spun și eu. Aveți bunul simț și ascultați. Vă rog frumos. Dumneavoastră m-ați ales, eu trebuie să fac ordine și disciplină. Faceți, domnul... Prin intermediul acestui document este necesar a se stabili cu exactitate sau utilizării acestui mijloc de transport, orarul de funcționare, traseele pe care acesta circulă, stațiile, beneficiarii transportului, condițiile în care acesta poate parcurge și alte trasee sau poate deservi și alți beneficiari, condițiile pentru ocuparea postului de conducător auto și responsabilitățile acestuia, precum și alte chestiuni ce țin de bună administrare și funcționare a serviciului de transport cu acest mijloc. Față de cele expuse, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Comunei Ștefan cel Mare regulamentul privind modul de utilizare a microbuzului școlar. Ați avut regulamentul ăsta la... Da? Deci știți ce vorba, nu? Suntem de acord cu regulamentul, primează în corp. La Comisia de Specialitate, opus. Domnul Marin, l-ai avut? Noi vorbim de microbuzul care este al primăriei, nu de microbuzul care sunt. Păi, dar ce vorbim de microbuzul școlare? Avem noi treabă, bălă. Da. Poftiți, domnul primar. Continuați. Gata. Știți care e treaba, nu? Aut, microbuzul este a primăriei, șoferul este a primăriei și reglementează problemele care... Da, bataie prezentată. Asta trebuie ca să ia licența. Da. Așa? Trebuie hotărârea Consiliului Local de aprobarea unui regulament de... Așa mare. Trebuie un regulament care trebuie să respecte. De fapt, ce votăm? Păi, microbuzul de servești și tot interesele. Așteptați să vă citeți regulamentul. Citește-l. Nu așteptați să vă citeți regulamentul. Și esențialul chiar. Nu esențialul, tot. Dar de ce e esențialul? Aici cum? Ce stabilește care este? Capitolul 1. Da, eu l-am citit, ies-o. Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport școlar este transportul dus întors al elevilor între domiciliul acestora și unitatea de învățământ în care își desfășoară cursul. Alte scopuri de utilizare pentru activități specifice educaționale sunt transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale și a competițiilor sportive, transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu, transportul elevilor cu ocazia parteneriatului... Nu, nu trebuie tot. Deci, în esență, de ce fost? Numai la elevi, nu? Păi ce se schimbă? Dar așa nu știți că asta trebuie să facă? Da, da, a spus ceva de asta, de pentru avizul ce... Nu, doare. Pentru licență. Pentru licență de transport. Asta că dacă nu are licență de transport, nu poate să iasă în afara comunii. Asta mă întrebă acolo. Pentru ce mai... Păi, dar mai întrebă ce votez. Votez regulamentul. Ce vă spun regulamentul? Vă citez regulamentul. Nu, nu, domn primar. Aprobăm așa ceva, dar vreau să vă pun și eu o întrebare, dacă îmi permiteți, domn președinte. Dar ce pui întrebări așa la adică la primar, fără să mă întrebi? Vedeți că dumneavoastră la ora trebuia să dormiți un pic, frate, da? Ați înțeles, ați domnul președinte, domnul primar. O, tu prins cu barba în noduri ca și cânții când îi pieri. Ai știu că la poezie... Nu ai grăunțe decât pleavă și pus de... Exact. Întrebam, domnul președinte, păi, dacă știți cumva... Microbuzele școlii au licență să iasă în afara localității și ceva ceva. Nu știu.
Întrebați la... La director nici nu știi. Am întrebat eu. Stai iau alcoolul... Doamne, noi discutăm altceva acum. Nu discutăm de microbuzul școlari. Noi discutăm de microbuzul primării. Asta e în administrarea primării. Hai, domnule, ce-am aprobat să spunem. Domnul președinte. Aștept eu lăburiri din partea mea. O, dar ce să accept? S-au trecut, despre ce vreau. Eu nu accept din partea ta, că mă îmbolnăvesc de ei. Dar nu sunt de ei. Trebuia să-l citești și să se atrebă toți de ascultat. Vreau să vă întreb dacă acest microbuz nu se poate închiria? Nu, nu. Diverse... Nu, nu. V-am spus scopul. Deci am apucat de v-am citit scopul. Da. Dar asta mi-a spus și la ce bucură. Domnul primar. Nu, nu. Vă pun și eu o întrebare. Acest microbuz... Nu, nu, nu. Nu se poate închiria. Domnul Croitor, n-a spus aici, am supus la vot aprobarea licenței microbuzului școlar. Dacă dumneavoastră sunteți pentru. Da, sigur. Domnul primar, eu vreau să zic, dar Consiliul Local, în componența care este 14-15, poate să închirieze autobuz, fac o excursie prin țară, domnule. Acum, din câte ăsta trec? Nu știu, nu, că nu. Nu se poate, nu? Nu, deci am propus să băgăm aia. Dar este. Unde? Stai așa. Poate noi vrem să organizăm acum, de 23 au, eliberarea patriei din jocul fascist. Vrem să organizăm o excursie. La Mărășești, la Mărășești. La care? La tot și vă să vedem ce rabat eu am făcut. Mergeți să-i mai batem o dată? Mai la ruși. Nu, că vine la noi. Mergem în peninsula aceea, la domnul. Ce? Domnule, gata, domnule. Hai, mă, să luăm pentru protocolul luna viitoare, să facem noi de chiar. Patru persoane. Sunt vorbă de oameni, ia. Dar treci pe tot acolo. Hai să avem și noi o cafea și pentru doamnele la televiziune și pentru noi. Stai, ținem aici, nici cafea, nici apă. Asta pot să văd eu. Serios, că n-am ce? Cafea o să vă zvan și domnule. Deci, domnul primar, nu mi-ai dat răspunsul. Este prins în regulament, în întrebuințare, utilizarea microbuzului scris. 14-15 persoane pentru acolo. Și spune așa, utilizarea pentru activități organizate de angajații primării. Deci cum sunt angajați? Utilizare pentru activități organizate de angajații primării. Nu suntem angajați. Dar sunt organizate din noi la care puteți participa și dumneavoastră. Nu treceți acolo și consilieri. Noi nu suntem angajații primării. Pe noi nu ne luați. Activități organizate. Deci nu spune numai pentru angajați. Deci numai angajați primării pot să... Deci, activități organizate de angajații primării, la care pot participa și membrii Consiliului Local. Sau poate să participe și Nenea Gheorghe de la... Dar unde scrie? Păi da, dar nu scrie că... Deci, sunt activități organizate. Organizate. Organizatorul ăsta trebuie să fie. Da. Deci, organizate. Poate vreau eu să organizez. Așa. Dar din primărie nu merge nimeni. Și vreau un traseu.
traseu. Eu fac traseu și mă luam și pe mine. Da, Marian, după Dalii Moia. Mergem la Dalii Moia. Domnul președinte, deci, veniți cu o propunere. Uite, doamne, vreau să mergem noi. Eu organizez și mergem posibil. Element. Da, nu. Dar deci, regulamentul că spune pentru angajații primării. Nu pentru, organizate de angajații primării. Organizate de angajații, da, primării. Mai sunt probleme la punctul ăsta? Da, l-am votat. L-am votat. Trecem la diversi, fraților. Pe domnul primar, pixul și agenda. Ce ridică probleme acum cu iluminatul. Ce e iluminat când s-au pus becuri tot, da, acolo, lampi. Dacă sunt probleme la diverse, da, am eu o problemă. În ordinea scrie, cine ori cam la? Domnul Proitoru. Aveți minut. Legat de stricăciunile pe care le produc evenimentele astea neprevăzute, calamități. Mă refer la calamități. Așa. În Rădeana, sunt eu un grup de case, de 6 case, chiar la capătul satului, spre Bogdana, spre pădure, unde apa face ravagele. Intră până la jumătate metru în casă. Propunerea mea este să se studieze posibilitatea, nu duc eu să fac asta, că nu sunt de meserie, să se studieze posibilitatea ca sus la intrare, lângă Luca, să se facă un canal colector care se poată dirija apa, să nu mai apă în toate grădinile de avalma sau să intre în casele oamenilor. Dacă se face un canal colector, atunci apa poate fi dirijată. Nu mai se duce prin grădinile oamenilor, prin curți, prin casele oamenilor. Cred că era o modalitate rezonabilă de a rezolva problema asta. Eu am propus-o pentru a fi discutată. Nu e cu titlul imperativ. Deci, gândesc că este o chestiune bună. De la cine mai ceva? Nu știu dacă știți, dar eu am avut discuția cu cetățenii respectivi. Și nu sunt afectate numai cele, din contra, cele 6 case, nu sunt afectate de apa care vine după deal și s-ar înlătura efectele făcând acel canal prin spatele caselor. Acolo, dacă facem canalul ăla, nu mai vine la Andronache, nu mai vine la ăla care o lua de la Chiralez, nu mai vine pe la Saven, dar apa care vine la cele 6 case, dar nu sunt, mă rog, 6 case, deci Iticulul Chirales, Nedelea Maria, așa, Matei nu e afectat, haide să nu e afectat. Casele alea sunt afectate nu de apa care vine din partea aia, apa aia vine și trece prin grădinile oamenilor. Dar am discutat cu oamenii să facem un canal în spatele grădinilor, dar numai după ce se face șanțul, care se preia, șanțul Rigola, șanțul drumului. Da, asta e ordine, corect. Dacă noi facem canal și o aducem tot, o aduce tot în sat. Și tot pe drumul, tot de apa. Le băgăm mai multă apă la cele 6 gospodării. Am stabilit ordinea. A fost ca idee. E bine de făcut o șansă de colectare. Problema este alta acolo, ce am discutat. Dar aici depinde numai de proprietarii de teren. Partea aia paralelă cu Matei, partea aia, deci dreapta acum, de acolo făcut un canal, pe marginea drumului, cât este drumul, putem face, dar după aia trebuie trecut prin proprietățile oamenilor ca să o dăm în Găureană, de vale, la Părâmul. Acolo e, de acolo vine multă apă. Acolo e Bogdana. În Bogdana, da, în Bogdana. Acolo vine multă apă, dar proprietarii dacă sunt de acord. Lucrarea este destul de mare. Nu este mare. Avem buldoescavator, cumpărăm motorină. Mă refeream la un canal care se vine perpendicular pe drum. Pe drum, da. Da. Poate fi făcut și de o parte și de alta ca să preia de ambele părți. Da, e prea mare volumul de apă ca să preia. Păi ce facem? Aducem din câmp, aducem apa în sat? Păi, oricum, din câmp intră în sat. Intră, da, da, dar cum am spus eu, să dăm în Bogdana. Să dăm în Bogdan. E o soluție. Asta e, da. Că, uitați, la Gutinaș, am dat buldo excavatorul și a fost domnul Stoica și a făcut pe proprietățile oamenilor. Cât a fost pe drum, a mers pe drum, cât pe proprietăți, a făcut vreo 2 km de canal. Ca să nu mai vină apa în... Deci, nu aducem, nu canalizăm. E mai rău să o canalizăm în sat. Așa, ea, cum vine acum, vine să împrăște.
Dacă n-am canalizat-o și am adus-o acolo, nu mai prea ia nici pod, nici șans, nimic. Vine direct în sat, vine. Nu se mai duce nici la râu pe al lui Ursache. Apropo de poduri, nu știu dacă chiar așa a fost prevăzut în proiect sau este un proiect prost. Așa a fost prevăzut, așa a fost prevăzut în proiect. N-au știut ei volumul de apă care o să fie, dar se dublează. Capacitățile. Deci se dublează. De nu, podul ăla la Ursache, între Nedelea și Ursache, era podul de 1000. Dar sunt conductele de alimentare cu apă care traversează și nu putea, dacă îl făceam la un metru, dădeam un conduct. Deviem conducta. Pe unde? Găseam o modalitate să deviem conducta, dar nu se fac atâtea lucrări. Nu, deviem... dar să mai faci alături în cum pot. Nu are într-o la proiectul... Și dincolo care traversează în râpă la Ursache, și acolo să mai pune, să vezi, tip ochelar. Și acolo să mai pune o conductă de 800 sau de 600. Capacitatea de preluare a... Podeților. Da. Domnul Croitor, mai aveți? Nu, nu, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Pantaș, cine a urmat? Domnul Maru, mă adresă dumneavoastră, pentru că a zis că faceți niște demersuri ca strada asta de la Rădeana, de la Pasarele, către Bișoara, să devină acum niște concernare. Nu se devină acum niște concernare. Să fie drum județean. Să fie drum județean. Dar până atunci, nu puteți lua legătura cu domnul primar de la Onești să ne bage măcar niște balast acolo, să niște găuri acolo de rup oamenii mașinile. De la stație jos, încolo, la punte. Da, la punte. Foarte mult. Cauciucul. Din la Pasarele. Și au rupt oamenii mașinile, s-au rupt roțele acolo. Sunt niște, da. S-a spălat. Unde au fost deja găuri alea, au evitat și zăpat. S-au făcut mai mari, nu știu dacă e o soluție. Măcar să pun balastul prin căruia în beton, știi? Dacă e beton de jur împrejur. Mai degrabă în astea betonate, spui? În porțiunea asta betonată. La mai degrabă spart tot betonul. Mai un scos și cu restul de asfalt și totul scos să roată mașina tot de spart. Care ploaie și astea sunt așa. Ce faci? Rupim mașinile. Dacă mă măcar să le umple, că nu se mai fac chiar gaura cât tine de acum. Dacă s-a stupă la nivelul șoserii, o să mai fac cu alea cu gaura. Eu văd răspunsul care să mi-l dea. În limita cheltuielului, în limita bugetului, o să fac. Dacă nu, dar ei au și asfalt. De la aceea zonă și de aia. Ei fac și asfalt la nivel de eu. Îmi scrieți doi la unul. La Igu, acolo, în deal. Canicu, exact cum aș merge eu la Căiuț acum, aș spun, sau să vină de la Căiuț la noi să spună, fă băi drumul ăsta. La Căiuț. Da. Când să stai să facă de la Rădeana până la Unești, ne-l faci. Ce faci? Îl promis, îl faci. Da. Promis că îl faci, în mandatul următor. Deci asta, mai aveți vreo problemă? Nu, o să merg să stau de vorbă cu primarul. Domnul Poiu. Da. Domnul Poiu. Hai să vină rândul. La... Da, am înțeles. La una din ședințele trecute s-a făcut următoarea mențiune. Ședința de Consiliu are statut de stabor țigănesc. Staborul țigănesc este o instanță judecătorească. Consiliul local este un for legislativ. Și atât. Aici de bine. Că nu contează. Da. Atât? A spus că seamănă. Dom'le, în primărie sunt două instituții diferite. Două instituții în primărie. Hai să zicem instituții. Consiliul Local, ca organ legislativ care emite legi și proiecte valabile pentru comuna care este condusă și organul executiv, care e primarul cu aparatul din dotare, ca să folosesc termenul ăsta. Și asta e treaba. Că ce hotărâm noi aici, primarul trebuie să execute cu aparatul de specialitate. Păi da, și de-aia proiectele de hotărâre sunt inițiate tot de mine. Da. Ca să-mi dau sâmbări de treabă. Ce nu organizezi? E apanajul pentru... Au un ciubotat. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Tot cu domnul primar am și eu. Pe lângă punctul post de... Marian, m-a dat să mai bătări, așa ca să fie... Când plouă mult pe Rădeana și sunt fund acolo pe răuri de Rădeana, care iese la Trotuș. De știți? Care e hatul cu Oneștiu.
Canalul. S-o colmatat acolo și toată apa vine în față la antistație. Și de acolo se umple cu apă până la epurare. Ei, nu mai trece. M-am întâlnit înainte de alegeri cu directorul Paris și primarul interimar care era Buzdugan. Ne-am întâlnit, știi, și am luat decizia de comun acord că după alegeri să contribuim jumătate-jumătate să decolmatăm canalul. Da. Eu zic defrișat tot acolo. Păi da, defrișat în primul rând, defrișat. Da. După aia cu boldo să facem canal. Da. Alte probleme? Mulțumesc frumos. Domnul Marin Romeu. Da. O întrebare pentru domnul primar. Domnul primar, ați promis în mandatul trecut că în limita posibilităților putem acum și ordinea cronologică, așa cum a stabilit-o dumneavoastră, nu noi, să faceți cu rigor scurgile astea meteorice. Și a spus că luăm de la Bogdana, acolo la Baștea, urmează la mine acolo. Nu la mine, personal. În zona unde stau eu, deoarece afectează stradă. La mine. Da, la mine, da. Stradă. Acolo știți, e un pericol care poate să rupă oricând acolo. Și mai e la Mihalea. Una. Asta e o problemă. Și doi, vreau să vă întreb situația cu 416. Mai lucrează oamenii ăștia sau ce am înțeles eu? Eu cam că le-ați dat concediu. Lucrează, dar trebuie să stai în comună, să-i vezi când lucrează. Am văzut eu acolo, domnul, i-am arătat, i-am la privat domnul primar. Dacă e o dată pe lună, n-ai cum să-i vezi. Lasă, să-i lucrează. Aici mă spate nici poate dar nu știi. 416, fiindcă... Da. Se implica de ei. Da. Deci nu sunt concediu, cum spune lumea. Nu sunt concediu. Dar nu se acordă concediu la ajutor social. Uitați-vă tumă din campanie. Dacă vreți, vedeți, uitați-vă un pic prin jurul primăriei, așa, prin spate pe aici, câte s-au făcut. Deci ei în fiecare zi aproape sunt ieri, n-au fost că au fost sărbătoare și, na, e sărbătoare. În rest, în fiecare zi sunt pe teren câte 20-30 de beneficiari și chiar fac treabă. Adică stă cineva în permanență cu ei, că nu îi lăsăm de capul lor și mă implic personal, m-am implicat personal în chestia asta. Deci ei sunt zilnic aproape la treabă. Sunt pontați că de 4 ori pe zi, ca să știți. Deci ei 4 ori, de aia probabil că, eu știu, sunt anumite ori în care dumneavoastră credeți că ar trebui să-i vedeți, dar ei după ora 12-1 nu mai... Dar nu trebuie să-i vezi diplomul. Nu, ca idei. Deci ei chiar fac... E referitor la primul... La primul punct. Dacă am promis... Ați promis, am promis în particular ție, nu la ședință, nu cred că iese... trecut în vreun proces. Ce interpelare e particular, nu consilier, dacă o ești. Deci am spus în momentul când o să-și reia activitatea Galul Valea Trotușului, băretul care l-am făcut la Baștea, l-am făcut pe fonduri europene prin Gal. Și o să analizăm, deci când o să funcționeze din nou Galul, anul ăsta sub nicio formă nu o să fie niciun fel de șansă, dar de la anul dat, să vedem dacă sunt alocați bani pe torenți, pentru corecții de torenți, analizăm unde este mai important, la tine, acolo, dincolo la livadă, sau continuăm torentul care l-am început, deci analizăm. Dar că prezintă chiar așa mari pericol, cât nu, aici nu sunt de acord. N-a fost nicio casă inundată, cât a plouat din mult în luna mai și iunie. N-a fost nicio casă inundată. Față de cum a fost la nici așa, măcar, putin, nici măcar pe asfalt nu a fost așa multă. Dar trebuie să fie întâi... Nu, dar ați afirmat că e pericol, dezastru. Este pericol. Nu e. El ar vrea să-i face în două locuri. Unul în livadă, un torent și unul din coace unde are casă. Așa cum este afectat. Dar cred că s-a... Unde ar fi mai multă nevoie, nu contează. Dar cred că e mai multă nevoie acum, cum se mută la casă nouă, să-i spargă torentul aici, la... Se vine direct în ograd. Probabil că să știi că sunt mândru de fiecare casă care îți face pe valea asta și începând cu a ta. Mai face unul acolo la Sandu, Posea.
o casă foarte frumoasă. Să dea Dumnezeu să dezvolte mai frumos satul Bogdan, să-l întreagă pe celelalte toate. Eu nu acceptam donația să fost în locul tău, știind că e canalul acolo. Dar o mică să bucure de pleașcă de asta. Dar eu nu donează, dar tu n-ai avut donații cumva, știu eu? Romica, mai ai probleme, lasă problemele particulare. Nu am, domnul Aurelian. Vă mulțumesc. Domnul Zlot. Am de alte, la sentimental. Referitor la drumul de la Biserica Cutinașa, acolo, cum stăm cu situația, că am trecut și la Bogdan, și la Rădeana cu asfaltul la biserică. Drumul care urcă la Biserica Ortodoxă. Proiectul, 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 da. Proiectul este în evaluare, este în pus, este în evaluare. Deci e urgență și aia acolo. Au fost niște scandal, că cei din Suceava n-au apucat să depună niciun proiect. Și motivau că n-au știut ghidul solicitant. Da, da, da. Nu mai rămas. Voia să le ia sesiunea, să... Bine. Deci sunt în evaluare. Și prin și la Curădeana și la Cutinaș, sau cum e proiectul? Pe Cutinaș, acolo, la Biserica Ortodoxă. Da, doar, de la școală până la Biserica Ortodoxă, da, da. După aia la Rădeana, la biserică. La biserică, da, da. La școală. La Căminul Cultural, la Jar, la Bogdan, la biserică, la Grbovană. Și ăla la Podul de Fustenă. Aș mai avea o întrebare, dacă se poate. Mai sunt probleme? O întrebare. La Rădeana e prevăzut zi de sprijin pe priporul de la biserică? O parte. Nu-i pe toată porțiunea. E chiar la unde-i malul ăla, acolo la ieșirii. Mă, nu. Aici pe partea sfată? Nu. Nu, probabil. Mai vedea asta cum... Inițial, proiectantul n-a prins, că a văzut că e stabilizat malul ăla acolo. Și n-a prins acolo, a prins jos la Islaz. Pe față, pe la... La Salci, acolo. La nu la Salci, la Nuci, aici. A. Deci pe la, pe la Ganea, pe față, la acolo, mai jos. La... Mai jos, că v-a văzut că e încrețit așa un pic Islazul și eu l-am gândit... L-am gândit că să ar necărterea și-a făcut acolo. Și am renunțat la o parte de acolo și l-am dus dincolo la... În dreptul la drum, da. Dintr-o la stan, acolo. Mai sunt, domnul Stoica Florin. Acolo era, inițial, plec acolo. Da, domnul Oslob, ați discutat, lăsați și pe nu, azi. Nu, dar în bocul sus. Domnul Primar, eu și eu primul incendiu. Ia. În legătură cu tineretul la Cutinaș. Cum? Cu tineretul, cu copiii, n-are un loc de joacă. Nu e nimic, știți foarte bine, că sunteți mereu sunat, că se scoarce geamuri la cărți, la școală. Și am vrea acolo, la Căminul Vechi, să facem un pic de ordine și poate să facem un teren de joacă, de fotbal, pentru tineretul din sat. Nu este, nicăieri nu este ca să... Deci am și promis chestia asta și o să facem. Mulțumesc. Da, și acolo. Alte probleme? Ce, domnul? Dacă ești la PSD, o să faci tot. Trebuie să cu la PSD. Vreți să venim toți la PSD? Nu-i loc. Nu? Nu-i loc. Stai cu minte, mare competiție. Tu ai trecut de când te știu eu pe toate formațiile. Eu am fost la PSD. Știi ce îmi pare rău? Numai la comuniști am trecut. Păi, ai fost și tu. Păi erai copil, ai fost pionier pe etajele. De acolo ai plecat. N-ai fost membru din partid? Ai fost, nu? Da? Nu m-a făcut un Aurelian, el era așa. Da, tu spuneați amândoi. Stai cu minte. Da, ai fost în toate formațiunile politice. Are experiență politică. Da. Dacă ar mai funcționa gazetele de... Ia spune-mi, la care formațiuni politice am fost? Nu știu eu. Ai fost cu PNL-ul, ai fost cu PNL-ul, ai fost cu PDL-ul. Care-i PDL-ul? Lasă, nu mai, păi, numai care, mă întreb și eu. Dar așa cum, nu ești cu PDL-ul? Și cu PDL-ul? Adică dacă ați discutat toți, vă informez, s-a discutat la nivel și un număr de 7 consilieri. Aș vrea să permită să fac nu, o apreciere, așa să zic. Se pare că pe măsură ce trece timpul, Consiliul Local se aranjează, se maturizează, învață și băieții tineri care pentru prima dată au pășit în această funcție de consilier. Și se pare Consiliul Local că a pornit-o cu dreptul. Haideți să facem un efort din parte, indiferent din ce formațiune politică facem parte, facem un efort să sprijinim primăria
să facă și să realizeze aceste proiecte care și dumneavoastră l-a semnalat și alții cu drumul, cu apa, cu canalul, cu decolmatarea. Haideți să facem mai mult pentru o mai bună înțelegere, niște discuții mai serioase, nu ne cramponăm de lucruri de nimic. Ați văzut câte s-au făcut, nu îl lau pe urmă, am lucrat cu dânsul, am terminat, nici nu din mai dăm bună ziua, nu? Dar treaba este că s-au făcut lucruri deosebite în comună. Nu le e număr, că ar semna... Era normal, și vreți să fie făcut. La urmă. Un deosebit era un lucru. Lasă, le s-au făcut. Cu favoritul, păi dacă te iau pe tine și pe Dohotaru, nu știu, că ați fost împotrivit și la montarea cilmerilor în 2007 pe zona Bogdana. Ați fost mereu împotrivă, dar nu asta discutăm. Ați fost pe genul și acum. Haideți să dăm o altă turnură Consiliul Local, să discutăm la modul serios, să analizăm problemele și din comisii. Lucrurile au intrat pe făgașul lor, sunt comisii făcute, să ne vedem de treabă, să analizăm lucrurile, să deosebim ce înseamnă raport și ce înseamnă analiză. Adică nu vă dau sfaturi, dar eu vă fac această propunere să ne vedem de treabă, să sprijinim primăria, întreb Consiliul Local și să obținem rezultate așa cum am obținut și în mandatul 2012-2016. Eu vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate. Mă duc la Valeriu Matieș la spital, că am auzit că l-a adus de la Bălăbănești. Și am zis la neurologie. De mai bine? Să-i transmit din partea Consiliului Local multă sănătate și așa am zis. Se poate înțelege pe el, nu? Da, înțelege. Mănâncă. O avut probleme deosebite. Nu știu, merit să fac analize, dar informații care le-am căutat. Ți-ai văzut visul împlinit, Robin? Da, el așteaptă. Așa înțelegi cu pincuriști. Așteaptă să mâine poate să întâmple cu răi. Ia mă, poate să întâmple. Nu am vrut să spun asta. Nu, dar ăsta gândește... Nu, dar să zic că omul nu se așează. Nu, mă, dar nu vreau să-l jignesc, că e păcat să jignesc în fața. Dar o ia în ordine aripă, cronologic. Consiliul Local este... Nu trebuie să subapreciem pe nimeni. Uite, aici avem oameni. Primăvara avem mai multe piei de... Din miel, decât de herbiei. Și nu te mai supraevalua. Sunt foarte mulți băieți, nu-i numerotez, cu studii superioare, studii medii, studii de specialitate. Toți ar fi, altfel nu ajungeam în Consiliul Local chiar așa cu 7 și 4 clase elementare. Toți au ceva de spus și eu după aceste criterii dau valoare Consiliul Local, că este un Consiliul Local bun, ales de oameni, deși unii ne-am dorit altceva, dar asta am ieșit, asta am dobândit până acum. Și haideți să facem un fond comun, să dăm o certitudine lucrurilor. Vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate. Mulțumesc.